Pentru balanță, piramida de pământ, lună, Marte, Jupiter, aduce o favorizare a acțiunilor, a rezultatelor concrete, a echilibrului și a consolidării situațiilor. Mai ales în urma unor schimbări decise legate de familie, de secrete și de karmă. E un moment al recoltei unor sacrificii pe care le-ați făcut într-o perioadă anterioară, un moment de eficiență, un moment de găsire a oportunităților. Pe 1 august, luna plină din vărsător, aduce în prim plan distracția, dorința de fericire, iubirile, creativitatea. Aici toate aceste lucruri aduc ceva rezultate. Există totuși riscuri de litigii și de cazuri care apar prin neatenție. În relațiile din familie există posibilitatea imprevizibilului care poate să vină din partea femeilor, a cheltuielilor mai mari, a pierderilor financiare, a călătorilor sau a asocierilor. Tendința de a exagera, poate uneori cu unele excese, de pildă alimentare, poate să aducă o scădere a vitalității, iar relațiile pot fi marcate mai ușor de nepăsare și de orgoliu. Relațiile pot să aducă în prim plan dorința voastră de a fi fericiți, însă aduc și frustrări legate de finanțe, de bani, de resurse materiale. Aceste frustrări vă determină o creștere a concentrării, a perseverenței, a atașamentului de planul material, iar rezolvarea frustrărilor se face prin schimbări, acțiuni concrete, prin pasiuni, prin emoții profunde, iar schimbările din relații și asocieri pot fi până la urmă neobișnuite. Există posibilitatea de a fi mai influențabil decât de obicei. Există tendința de a cheltui mai mult, chiar dacă asta aduce dificultăți în zona relațiilor și chiar relații multiple.